ta onoare de a vă ura bun venit la Muzeul Poliției de Frontieră Române cu prilejul evaluării activității desfășurate de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu în anul 2019. În numele conducerii, vă rog să îmi permiteți să adresez mulțumiri pentru că au răspuns invitației noastre domnului chestor de poliție Adrian Popescu, adjunct al Inspectorului General al Poliției de Frontieră Române, doamnei Aneta Matei, prefect al județului Giurgiu, domnului Nicolae Barbu, primar al municipiului Giurgiu. Reprezentanții structurilor cu care Poliția de Frontieră colaborează, ai asociațiilor profesionale și ai sindicatelor și reprezentanților mass media. Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență. Legat de evaluarea activității desfășurate de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră în anul 2019. Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu cu sediul în municipiul Giurgiu, din structurile subordonate asigură supravegherea și controlul trecerii frontierei de stat în zona de competență, astfel. Pe zona interioară, brațul Borcea și canalul Bala, de la Făcăiei până la kilometrul cu dialul 370, cu lungime de 100 de kilometri, pe rata județelor Iași, Nița și Călăraș, pe o adâncime de 10 km de o parte și de alta a Marului. Zona cuprinsă între kilometrul cu dialul 370, Chiciu Călăraș și kilometrul cu dialul 117,2, limita dintre județele Dol și Mehedinți, cu o lungime totală de 447,2 km de frontieră cu Republica Moldova, controlată de 30 km de la linia de frontieră către interior. Structura de execuție este organizată în 5 servicii teritoriale și 15 sectoare ale poliției de frontieră, se întinde pe 5 județe, la frontiera cu Bulgaria, Dol, Giurgiu, Teleorman și Călăraș și unul pe zona interioară, Iași. ITPF Giurgiu asigură coordonarea și controlul și răspunde de întreaga activitate a structurilor subordonate cu privire la controlul la frontiere, scopul prevenirii și combaterii imigrației ilegale și minorității transfrontaliere, respectării regimului juridic al frontierei de stat, al pașapoatelor și străinilor, respectării modului și niște publice în zona de competență. Pentru îndeplinirea activităților privind prevenirea și combaterea imigrației ilegale, zona de competență este întreaga suprafața teritoriului național. Obiectivele generale și specifice asumate de către instituție au fost materializate în planul principal de activități al ITPF Giurgiu, a personalului inspectoratului, indiferent de unele activități acționate pentru atingerea unor standarde de performanță compatibile cu cele din statele UE și au vizat prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, aplicarea actelor suficiente la nivelul structurilor ITPF Giurgiu în activitatea de control la frontiere, menținerea necesarului de resurse umane, tehnică, mijloace de mobilitate terestră și navală, alte echipamente specifice și bunuri materiale pentru îndeplinirea misiunilor specifice. Cooperarea permanentă pe criterii eficiențe cu celelalte instituții ale statului român și cu omologii din Bulgaria pentru resursele problematice comune. Managementul resurselor instituționale. Activitățile întreprinse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în planul de activități s-au materializat prin implementarea măsurilor legale necesare pentru asigurarea unui management organizator eficient în scopul dezvoltării unei instituții competitive care să asigure un nivel de supraveghere și control al frontierei eficient. Asigurarea cadrului legal intern necesar funcționării, fonte a structurii, prin realizarea de completarea regulamentului organizatorului și funcționarea inspectoratului în funcție de modificările legislative. Efectuarea procurilor necesare realizării statului de organizare al inspectoratului în acord cu necesitățile și modificările organizatorice nou apărute, desfășurarea activităților specifice privind gestionarea fondurilor prevăzute în statele de organizare a instituțiilor subordonate. La data de 31.13.2019, gradul de încadrare era de 93%, în creștere 1,35% față de 2018. În sectorul operativ desfășura activitatea 92,72% din poziții de frontieră, în creștere cu 6,83% față de 2018, iar la structurile suport 7,28%. În acest moment, personalul de pe Giurgiu este structurat astfel. 13% ofițeri, 84% agenți, 3% personal contractual. În totalul funcției existente, doar 4% sunt funcții de conducere, iar 96% sunt funcții de execuție. În scopul ocupării funcțiilor de execuție și conducere vacante, în anul 2019 au fost organizate 13 concursuri. 6 pentru ocuparea funcțiilor de conducere, 2 pentru încadrare directă ca polițist, 5 de încadrare personal contractual.
pe linia pregătirii continue. Obiectivele specifice în domeniul formării continue a platformei în 2012 au fost următoarele. Utilizarea platformei e-learning IADS pentru studierea acțiunilor planificate și evaluarea proiectelor de frontieră. Participarea la cursuri de pregătire, perfecționarea de primele de operare, condiții și echipamentelor destinate în definiție statului profesional. În acest tabel observăm pe anul 2019 a participat diferite cursuri 254. În 2019, 275. Este continuarea unui trend crescător început în 2017, când au fost 170 de polițiști de frontieră la cursuri. Creșterea față de 2018 este de 1,27%. Pentru 2020, urmărim participarea la cursuri a cel puțin 300 de polițiști de frontieră. La fel pentru 2021, încă crește polițiști de frontieră, astfel încât la finalul, la începutul anului 2022, toți polițiștii de frontieră care au peste 30 de ani să fie trecut printr-un curs de pregătire în ultimul 4 ani. Recompense. În anul 2019, un număr de 115 polițiști de frontieră au fost recompensați cu mulțumiri scrise pentru rezultate deosebite obținute în muncă operativă, din care 20 de ofițeri și 95 de agenți, în creștere 107% față de 2018. Alți 75 au fost recompensați pentru lucrări de excepție în bani sau obiecte. Abatere și sancțiuni. În perioada de referință au fost efectuate 15 cercetări pe arabie și sancționate 10 polițiști de frontieră prin mustare scrisă. Tot în această perioadă au fost pus la dispoziție 7 polițiști de frontieră, aceștia fiind suspectați să greșeau o infracțiune de corupție. Se menține un număr mare de atenționări efectuate de frontiera unității pentru persoane sub ordine, fiind atenționați pentru faptul comis în număr de 25 de ofițeri și 27 de agenți, crește cu 25% față de 2018. Pe linie psihosociologică. Ofițerii au desfășurat activități de asistență psihologică cu 573 de agenți și ofițeri, 5 membri de familie acestora și 6 pensionari. Au fost întocmite și derulate două programe de monitorizare psihologică pentru 2 agenți, au fost realizate două activități de diagnoză organizațională la lucrări sectoare în de frontieră, Ortința și Corabia. Resurse financiare. Managementul activității financiare contabile a asigurat utilizarea în procent de 99,99% a alocațiilor financiare, care în 2019 a fost de 122.210.000 lei, comparativ cu acea perioadă anului 2018, când alocațiile financiare au fost utilizate în același procent, dar valoarea a fost de puțin de 100.000 lei. O creștere cu aproximativ 2.000 lei. Proiectele de finanțare din fonduri externe rambursabile aferente cazului financiar 2014-2020, creditele deschise au fost utilizate în totalitate pentru achitarea creditelor produse în contracte de finanțare chiar de organizări intermediari, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Sud-Est Muntenia. Resurse logistice. Referitor la lucrarea pe care de folosire la supravegherea și controlul frontierei, acestea sunt în majoritate conforme cu prevederile catalogului Schengen, fiind specifice pentru controlul în prima linie, linia a doua, controlare suplimentare care sunt pe lucrarea frontierei, dar și pentru activitățile de supraveghere la frontiera terestră și la frontiera fluvială. Luând în calcul prima în exploatare, se constată un grad de îmbătrânire de peste 60% la toate categoriile tehnice, fapt care atrage creșterea performanțelor tehnice și operaționale și creșterea costurilor privind menținerea acestor anumite de funcții. Putem discuta pe acest tabel mijloace auto, grad de înzestare 62%, prima în exploatare între 0 și 5 ani 13%, între 5 și 10 ani 12%, peste 10 ani 75%. Echipamente de supraveghere a frontierei, 53% grad de îndestare, vechime, între 0 și 5 ani 3%, între 5 și 10 ani 40%, peste 10 ani 50%. Echipamente de control, grad de îndestare 67%, vechime de exploatare între 0 și 5 ani 20%, între 5 și 10 ani 26%, peste 10 ani 54%. Mijloace navale, grad de îndestare 71%. Vechimea de exploatare în ani, între 0 și 10 ani, 9,8%, între 5 și 10 ani, 68%, peste 10 ani, peste 20 de ani, pardon, 21,57%. Activitățile compatibile cu lucrarea patrimoniului imobiliar au fost executate 71 de lucrări de modernizare și reparație. Au fost cumpărate obiecte de mobilier pentru dotarea statului de loc de lucru de la sediul de Calafat și Giurgiu, unde la Calafat, după ce s-a luat în s-a inaugurat, a fost dotat în întregime cu un la fel vom face și pentru serviciul mai prin administrativ la intervenire. În anul 2018 au fost incluse în lista obiectivelor propuse pentru finanțare din programul operațional regional 2014-2020, încă două clădiri din cadrul
de valoare sau care documentația pentru abilitarea termologetică de la SEMI de Giurgiu și SPF Calafat în programul operațional regional 2014-2020 al unităților teritoriale administrative sub Muntenia și Crestoltenia. Datarea de 18-13, așa cum v-am spus, a fost semnat cu celeva de recepție la primarul 3 la SEMI de Calafat. Aici și comunicații. Au fost înlocuite toate ciclare logice de documente fițe de plături din punct de vedere a funcției în zona de competență a ITP Giurgiu, inclusiv aia o copii la cea care au fost recepționate tablete și dispozitive mobile de citire a documentelor de călătorie și de editate în vederea adoptării structurilor din cadrul ITP Giurgiu, tuturor structurilor din cadrul ITP Giurgiu pentru asigurarea mobilității pe frontieră. A fost demarată procedura de achiziție de rutere în valoare în vederea colectării celor 9 pontoane fluviale și a stației de cale ferată ruse pe aici din Bulgaria, la rețeaua de date a poștii de frontieră române, activitate ce va duce poștii de telefonie mobile și va crește operativitatea celor operaționale, făcând posibilă implementarea în funcție reală a traficului naval pe fluviul Dunăre, respectiv la trenul liman. A fost dezvoltată aplicația de generare a vizelor de pescuit, aplicație ce a facilitat scurtarea timpului de emitere a acestora de la 25 de zile la maxim 8 ore. Iar în prezent desăvârșește structurile din cadrul ITPF Giurgiu, ITPF Iași și ale gărzii de pasă. Reprezentarea interesului inspectoratului în fața instanței de petroși. În 2019 a fost legislat 116 dosare în care inspectoratul are calitatea de cadru procesual, comparativ cu perioada similară în care au fost legislate 76 de dosare, în creștere cu 50%. Finalitatea a constat în 62 de soluții definitive, din care 53 favorabile unității și 9 nefavorabile. Înregistrează creșterea soluțiilor nefavorabile în cauzele având ca obiect plângerile contrafecționale, în sensul că instanțele apreciază în momentul ăsta mai mult avertismentul decât sancțiunea contravențională la amenzii. Realizarea în domeniul de competență. Dispunerea forțelor și mijloacelor s-a efectuat în baza conceptului șefului general al frontierei române, privind controlul la frontierele României, pe principiul celor trei aliniamente, analizele de risc întâlnite la nivelul inspectoratului, analizei zonelor de risc stabilite la nivelul fiecărui sector în parte, analizei de vreodice privind identificarea generalităților, a situației operative și impuse de caracteristice terenului și condițiile hidrometeorologice. În 2018 a fost utilizat în mijloc supravegherea frontierei de stat numărul de 131 mijloace de monitorizare terestră, similar în 2018, numărul mijloacelor de monitorizare la vară s-a menținut constant aproximativ 49 de navi din 51. Criminalitatea transfrontalieră. Traficul general de persoane. În 2019 a fost înregistrată o creștere a traficului de persoane cu 24%, de la 5.200.000 la 6.500.000, trend care este crescător de la an la an, începând cu 2016. La fel și traficul general în transport a crescut cu 18,68% de la 2 milioane, de la aproximativ 2.500.000 la aproximativ 3 milioane. La fel, trend crescător în ultimii 4 ani. Analizând situația operativă, rezultă că în 2019 s-a trecut intrarea în țară în numărul de 377 cetățeni străini, în creștere cu 39% față de 2019. Nu s-a permis ieșirea unui număr de 300 de străini tineri în documente de călătorie, în creștere cu 43%. Nu s-a permis ieșirea pentru 132 de cetățeni români, aproape aceeași cifră ca și în 2018, și au fost depistați 32 de cetățeni români și străini cu mări generale. În perioada anterioară s-a constatat un număr de 2.594 de fapte ilegale, în creștere cu 22% comparativ cu 2018, când s-au înregistrat 2.108. Acestea au constat în 1.158 infracțiuni săvârșite de 1.302 persoane, care au fost obiectul la 114 dintre și 9 penale, în creștere cu 23,3% față de 2018. 1.436 sancțiuni contravenționale, în creștere cu 2,2% față de 2018, în valoare de 642.000 de lei, procentual pe tipul de infracțiuni și toate se prezintă astfel. Dragunaj bicicol 3%, infracțiunea regimului circulației 20,5%, nerespectarea dreptului proprietății intelectuale 7,7%, infracțiuni privind trecerea frontierei 7,7%, fals și uz de fals 5,9%, infracțiuni economice 4,2%. Traficul de asfalt cu autovehicule 4,5%, alte infracțiuni 1,5%. Criminalitatea economico-financiară. A fost constatată 268 de infracțiuni de natură economico-financiară, contrabande și fraude vamale, încălcarea dreptului de proprietate intelectuală, evaziune fiscală, față de 400 în 2018, în scădere de 10,7%, dar se constată o creștere
La momentul ăsta, în camera de corpul de victime, de pe Fezindu, se află cu un invaluare aproximativ de 15 milioane de lei. Dreptul proces intelectual. Principalele bunuri susceptibile a fi contrafăcute, confiscate, sunt bibliotecele de 113.000 bucăți, încălzăminte 25.000 de perechi, parfumul 129.000 de bucăți, bibliotecele de mare jucărie 27.000 de bucăți, jucării 35.000 de bucăți, au fost produse 93.000 de bucăți. Au fost confiscate bunuri pentru care nu au fost și prezentate documente de proveniență sau au fost folosite la comitea unui partid astăzi. Băutură alcoolice 6.163 litri, bani 280.000 de euro, 165.000 de dolari, metale și pietre prețioase 3.800 kg, bijuterii de aur, carburant 3.370 kg. Traficul de țigări. În 2019, la nivelul interpretării au fost registrate 61 de cazuri cu 70 de persoane implicate, cu 555.139 marchi de țigări și 90.450 kg. Față de 29 de cazuri cu 29 de persoane implicate, cu 24.130 parte de țigări în 2018. Numărul de țigărete confiscate fiind în creștere, nu știu, peste 1000% față de anul trecut, iar numărul de cazuri confiscate în creștere cu 110%. Traficul cu autovehicule frate, fenomenul este în creștere, comparativ cu anul precedent, sunt constatate 41 de parchimi pe această linie cu 31% a scos în posibilitate, față de 32%. Au fost reținute 25 de autoturisme, 2000 conduse, 8 autocamioane, 300 de euro. Traficul cu arme și muniții. Pe linia traficului cu arme și muniții se constată un trend descrescător de distrus în anul 2019, număr de 19, în partid față de 24, în 2018, scădere cu 20%. Se constată însă o creștere a numărului de arme confiscate de la 6 în 2018 la 80 în 2019, iar cartușe de la 62 în 2018 la 281 în 2019. Prevenirea și combaterea consumului de droguri și substanțe interzise. Analizată pe interfunțiarul de stat 1010 kg de cannabis, fiind constatate 6 în 2018 față de 4 în această perioadă anului 2018. În care au fost implicați cetățeni, 3 cetățeni sârbi, 2 români, un bulgar și un grec. Trebuie menționat aici în acei saci se află cannabis. A fost infracțiune constatată cu o foarte mare cantitate, 670 de kg de cannabis din microbus plin, iar aceia sunt saci de rafie plin cu cannabis. În perioada analizată au fost aplicate 10 contravenții față de 4 în 2018, fiind registrat 10 cetățeni sârbi transportau 82.480 comprimatice conținând substanțe interzise și 10.250 de cu substanțe anabolizante. Față de 32.000 comprimate și 1.774 kg din 2018. În apărare de principal, și aici ne registrăm o creștere la numărul de infracțiuni constatate cu 62%, de la 228 în 2018 la 371 în 2019. Au fost confiscate 2.428 kg de pește, 1.804 bucăți plastă monofilament, 8 ambarcațiuni din sticlă de sticlă, 9 ambarcațiuni pneumatice, 8 ambarcațiuni de lemn, 8 metale de vacă, 6 acumulatori care au fost utilizat la postul electric și 130 elemente de pește. La regimul circulației au fost constatate în 2019 238 infracțiuni, față de 186 în anul 2018, în creștere cu 27.9%, faptele constând în principal în conducerea autovehiculelor nematriculate, fără permis de conducere sau falsul documente, permis de conducere fals, interior sau asigură obligatorii fals. Programul de detectare de încurajare a contrabandei cu materiale nucleare. În 2018, aparatul a instalat în PTF Giurgiu a semnalat 2591 alarme din materiale nucleare și radioactive, în creștere cu 6.9%, față de 2018, dar în urma inspecțiilor secundare efectuate asupra mijloacelor de transport mai există situații care sunt denumite pentru a trebui. La PTT Calafat a fost dat în poziția în decembrie 2019 în sistem simil, dar astfel că l-am reușit de cea de revizire sunt astfel disponibile. Migrația ilegală. Fenomenul migrațiunii la frontiera cu Bulgaria în zona de responsabilitate a ICPF Giurgiu s-a manifestat sub toate formele. Prin ascundere în mijloace de transport, valentarea punctelor de frontieră, folosirea documentelor de călătorie false sau falsificate, falsuri de identitate și traversarea ilegală a fugii din. A fost
fost înregistrate 62 de cazuri, 183 de persoane implicate în 2019, față de 47 de cazuri, 162 de persoane în 2018. Crește cu 31% la numărul de cazuri și cu 10,9% la numărul de persoane implicate. Prin unde trece la frontieră? Clandestin, atunci și mijloace de transport, 25 de cazuri cu 107 persoane implicate în 2019, față de 19 cazuri cu 121 de persoane implicate în 2018. În creștere cu 21% la număr de cazuri, scădere cu 11% la număr de persoane implicate. Cetățenia migranților, Siria, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, Turcia, India, Maroc, Albania, Sri Lanka. Cetățenia facilitatorilor, Turcia, Polonia, România, Bulgaria. Mijloace de transport și la postare. Menționăm două situații foarte importante la timpul pe această linie, când într-o camionetă de 7,5 tone a fost descoperit 26 de migranți, dintre care și un copil. Iar al doilea caz, într-un autocar ascuns și pe holul dintre scaune, 5 migranți. Interesant este că turiștii erau cetățeni turci posesori de pașapoarte special de serviciu și primeau câte 200 de euro pentru a poza un pasager. Pur și simplu, au fost complicii. Documente false, 29 de cazuri cu 39 de persoane implicate în anul 2019, față de 15 cazuri cu 19 persoane în 2018, creștere cu 93% la numărul de cazuri, respectiv 105% la numărul de persoane implicate. Aceste case ne ajută să vedem că cea mai utilizată formă de tentativă de intrare în România a fost documentele false. Documente de călătorie și vize falsificate. 3 cazuri cu 5 persoane în 2019 și niciun caz în 2018. La fel, o ușoară creștere. Documente și vize false total. 8 cazuri cu 11 persoane în 2019, 3 cazuri cu 3 persoane în 2018. Toate au fost pe sensul de intrare, 6 pe intrare, 2 pe ieșire din sală. Cetățenia persoanei implicate, India, Maroc, Turcia, Nepal, Algeria. Documente false utilizate, cărți de intrare în Bulgaria, Italia, Grecia, permis rezidență și Turcia, pașaportul și Luxemburg, vize Portugalia. Substituire de persoane, 19 cazuri cu 24 de persoane în 2019, față de 12 cazuri cu 6 persoane în 2018, toate pe sensul de intrare. Persoane implicate, Turcia, Albania, Iran, Congo, Vietnam, Polonia, Siria, Bulgaria, Maroc, Liban. Documentele călătorie folosite, cărți de intrare, Polonia, Luxemburg, Bulgaria, cele mai utilizate. Și pașapoarte, Germania, Turcia, Bulgaria, Belgia, Slovacia, Vietnam, Liban, Germania. Varientarea prin trecerea frontierei. Intrarea în țară cu cazuri cu 4 persoane implicate în 2019, față de 4 cazuri cu 7 persoane, o situație relativ echilibrată. La interior au fost detectate ședere ilegală sau migrație ilegală. În apropierea frontierei, 3 cazuri cu 10 persoane implicate în 2019, față de 7 cazuri cu 7 persoane în 2018, în scădere cu 57% la numărul de cazuri, dar în creștere cu 50% la numărul de persoane. Între punct de trecere a frontierii, numai pe intrare în țară, sunt cazuri cu 21 de persoane, la fel menționez cazul de la Giurgiu, care au operat foarte bine sectoarele Vedea, Giurgiu și Serviciul Teritorial de Frontieră Giurgiu cu ITPF Giurgiu, ocazie cu care au fost prinși și toți participanții, inclusiv barca Giurgiu, care se barca, și migranții, călăuzele au fost descoperite două în mașină, doi în punctul de trecere a frontierei, încercând să iasă din România. În țările de origine ale migranților, Irak 77, Afganistan 7, Siria 28, Turcia 41, Pakistan 5, Iran 22, altele 4. Călăuze turci 14, români 17, polonezi 2, bulgari 16, sunt 2. Supun decizional. Activitatea este trebuie urmărit în definirea obiectivului de generare și specifice asumate prin planul principal al activități. Pentru stabilirea obiectivelor au fost consultate toate structurile organizaționale ale efectuatelor, acestea fiind formulate SMART. În urma științelor de conducere, evaluările în perioadele trimestriale, conducerea efectuată a efectuat corecțiile necesare pentru asumarea obiectivelor asumate, fiind emise în număr de 18 dispoziții ale șefului inspectoratului, în principal prin operatice. Monitorizarea lunară a stadiului atingerii indicatorilor de performanță prognozate prin întrunirea machetelor de monitorizare, acum la definiția conducerii elementele necesare pentru luarea deciziilor colectivă adaptive. Inspecții și controle. Au fost organizate 11 controle înclinate, numai cum s-a discut o cercetare prealabilă și 13 măsuri de remediere a deficienței.
formulare de eveniment, în numai caz au depus 6 cercetări pe alat, dar funcționarea de poliție de frontiere, 3 măsuri de evidențiere, 5 informări TGPI, numai cum s-a depus o cercetare pe alat, 2 cercetare administrativă. 2 lucrări penale, 1 cercetări pe alat, în numai caz au depus 7 mustări scrise și 3 atenționări, iar una fiind suspendată. Prevenirea și combaterea corupției. În baza metodologiei privind managementul riscului de corupție, în cadrul structurilor mai la nivel de PF a fost revizuit registrul riscurilor de corupție pe 2019, iar în perioada supusă analiză au înregistrat 5 cazuri de rezistență la corupție. În sprijinul serviciilor și rețelei anticorupție s-au desfășurat 17 activități de informare și instruire la care au participat astfel de poliție de frontieră și un stadiu de pregătire personală la care au participat de poliție de frontieră. În anul 2019 au fost la dispoziție 7 poliție de frontieră suspectate de săvârșirea unor fapte de corupție. Cooperarea interinstituțională și internațională. S-au avut în vedere următoare. Planificarea și realizarea de acțiuni cooperare cu toții interiorului și din dialog în sancționarea instituțiilor mamor și tot și în scopul combaterii criminalității transfrontaliere și asigurarea unii și justiției. Participarea poliției de frontieră la acțiuni de prevenire și combaterea abandonării de fii și poliției energetice împreună cu AJ de PSI, iarul în sancționarea instituțiilor mamor și tot. Realizarea scrumurilor și informații în conținere stabilite de lege cu autoritățile și instituțiile publice interesate, în modul în care au participat în acest sens. Planificarea și realizarea de acțiuni în cooperare cu ANAF și MAP. Cooperarea interinstituțională s-a materializat prin executarea un număr de 733 de acțiuni comune, în cadrul cărora s-au executat 920 de misiuni în creștere cu 45% față de anul precedent, conform graficelor lunare întocmite de conducere și infrastructură în parte pentru fiecare județ. Rezultate bune s-au înregistrat și numai efectuării celor 80 de acțiuni în cooperare cu tirările de vamare, de asemenea în creștere, dar doar cu 2,6%, pentru efectuarea controlului specific al vehiculelor și mărfurilor în conducerea frontierei de stat și în zona de frontieră. O activitate importantă a constituit asigurarea măsurilor de protecție a secțiilor de votare cu ocazia alegerilor pentru Parlamentul European și pentru președintele României, în cursul căruia la nivelul de PF Giurgiu și structura subordonată a fost repartizată 191 de secții, baza acestora fiind angrenați 1120 de poliții de frontieră. Colaborarea internațională. Acum, la bază de vedere, planul comun de acțiune semnală data de 5 martie 2013, îndoite pe PF Giurgiu din ITPF Giurgiu Cărbaș pe Roma, George Wolf, ITPF Timișoara din ITPF Mehedin și Direcția Poliției de Frontieră Ruse, pentru efectuarea controlului comun și a provederii publicului Dunăra și pentru parcurarea terestră și fluvială de echipe mixte în zonă de responsabilitatea celor două părți, au avut loc 101 întâlniri de organe de Poliției de Frontieră Bulgaria și au fost efectuat un număr de 241 de misiuni de parcurare în comun, terestre și fluvială. Managementul comunicării. Într-o analizată comunicarea cu Marsilia s-a realizat cu 341 comunicate de presă față de 270 în 2018, în creștere cu 57,1%. A fost identificate 1258 articole publicate în presa scrisă și online, în creștere cu 61% față de 2018, dintre care 1254 articole favorabile, 3 articole neutre, 1 articol nefavorabil. Concea ITPF, lucrătorii de până la plicul documentare, 58 de reprezentanți mass media, lucrătorii de cuvânt au desfășurat 30 de campanii de informare, au participat la 56 de întâlniri cu societatea civilă, au organizat 6 acțiuni umanitare și 6 activități educative, culturale și de informare la s-a demarat activitatea de eliberare a vizelor privind pescuitul recreativ sportiv, în baza previzorilor este de ANVA, fiind eliberate peste 64.000 de avize, de crescut în creștere sunt 9,1% față de România. Dificultăți identificate în activitate. În perioada analiză s-a continuat procesul de modernizare a echipamentelor și infrastructurii, însă problema cea mai stringentă reprezintă lipsa de personal specializat. Discrepanțele dintre funcțiile din structurile suport și cele din structurile operative, în ultimul timp, la tot mai multe solicitări de prezent ale personalului pilot de structuri operative. Creșterea nivelului trafic în punctul de trecere a frontierei, care este cam 1 milion pe an, datorat migrației de muncă, cât și pe perioadele de sărbătorile religioase sau concediilor de lună, a pus o creștere fizică și psihică suplimentare asupra procedurilor de frontieră din punctul de trecere a frontierei. Riscul pentru 2020. Au fost identificate 4 riscuri principale. Instabilitatea și sărăcia din unele state africane și asiatice a determinat includerea României în rutele din migrație.
Cererea existentă pe piața neagră venită din partea populației sărace domnică de achiziționare de produse așa de se demandă la prețuri mici de trebuie să învârșirea din infracțiunea regimului dreptului securității intelectuale. Slaba putere de cumpărare a populației, deci profitului impresionant pe care traficații pot obține în foarte scurt timp din comercializarea la menu, atât pe piețele din România, cât și în Occident, generează accentuarea traficului de zile. Și ultima, dar la fel de importantă, imposibilitatea menținerii procentului de încadrare cu personal. Obiectivele pentru 2020, asigurarea unui management participativ bazat pe comunicarea internă și cunoașterea personalului în vederea creșterii competitivității structurilor. Efectuarea demersului pentru ocuparea funcțiilor vacante și asigurarea unei încadrări proporționale a tuturor sectoarelor. Menținerea fermității și consecvenții în activitățile de prevenire și combaterea corupției și a faptelor de natură a aduce atingerea imaginii instituției. Extinderea și îmbunătățirea parteneriatului cu societatea civilă, instituțiile de stat sau private, printr-o permanentă comunicare. Recepționarea la timp a lucrărilor la pavilionul administrativ al ITPF-ului și așa cum am zis mai devreme, să ne menținem în același trend în ce privește pregătirea multiștilor de funcțiuni. În concluzie, la nivelul inspectoratului teritorial sau mări și asigurat aplicarea unitară a standardelor comunitare, a legislației naționale, a concepției privind controlul frontierelor cu modificări și completările interioare, a dispozițiilor inspectoratului în general, linia strategică și controlul frontierelor frontiere, realizarea standardelor de calitate în domeniul de cerințe cu ținerea frontiere, controlul frontierelor și cooperare. La nivelul structurilor operative s-a avut în vedere permanent modificarea premiselor care au stat la baza definirii obiectelor obiectivelor specifice ca urmarea transformării mediului intern și extern, astfel încât să se actualizeze obiectivele pe parcursul derulării tuturor activităților pentru a se putea obține maxim de performanță, fiind asigurat totodată suportul informativ pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale și informații de transformare. Asta a fost tot material. Mulțumesc. Țin să mulțumesc invitațiilor care prezintă structurile care ne cooperăm zi de zi. Vreau să mulțumesc Masmediei pentru modul în care a expus activitatea inspectoratului în întregul an 2019. Vreau să mulțumesc organizațiilor profesionale CNP și sindicatelor, CNPPC, SNAP, Europol, Diamantul și nu știu, poate să vă unul. Pentru modul în care au înțeles să transmită mesajul către membrilor de sindicat, mesajul pe care în permanent să-l transmit, mai ales cu ocazia videoconferințelor săptămânale. Vreau să mulțumesc conducătorilor de la nivel județean și local pentru sprijinul pe care mi-l aduc în activitatea noastră și în ultimul rând colegilor, pentru activitatea pe care au depus-o. Vă mulțumesc! Adresăm invitația de a lua cuvântul domnului Nicolae Balbu, primar al municipiului Giurgiu. Doamna prefect, domnule chestor, domnule comandant, doamnelor și domnilor, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație și pentru întreaga dumneavoastră activitate. Fără să ne dăm seama, activitatea de dumneavoastră de zi cu zi se împletește cu imaginea municipiului. Giurgiu este oraș de frontieră, dar este și poarta de intrare în țară și punctul unde cei care vin sau merg spre Orient trec prin acest municipiu. Și vă spuneam că se împletește activitatea noastră cu imaginea municipiului pentru că cetățenii spun astfel. Am trecut pe la Giurgiu. Am intrat în țară pe la Giurgiu. S-au comportat foarte frumos cei de la punctul de frontieră Giurgiu. Și nu cred că discută în acest de județ, ci de municipiul Giurgiu. De aceea vreau să vă mulțumesc și să vă felicit pentru modul cum vă îndepliniți sarcinile de serviciu, ca imaginea municipiului să fie una bună sau foarte bună. Vă confruntați și dumneavoastră, ca și foarte multe instituții, cu diverse probleme. Am văzut că
și spre rușinea mea știam doar că poliția de frontieră se ocupă doar cu trecerea frontierei și cu siguranța frontierei. Am văzut că aveți în sarcină și braconaj și activități rutiere și mai nou am văzut că vă ocupați și de dirijarea traficului în frontieră. De aceea, de la an la an, sarcinile dumneavoastră sunt multiple, sunt complexe și faptul că în acest moment ne bucurăm cu toții de o imagine plăcută, se datorează în primul rând dumneavoastră, muncii dumneavoastră de zi cu zi și pentru asta, în numele meu și al administrației orașului, vă felicit. Vă doresc succes, domnule comandant, vă asigur de tot sprijinul și de toată susținerea administrației locale în tot ceea ce doriți să realizați. Suntem alături de dumneavoastră să îmbunătățim condițiile în vamă, să îmbunătățim condițiile dumneavoastră de muncă și am speranța că toți acele planete instituționale se vor așeza într-o linie și vor rezolva probleme cu care vă confruntați în vamă, pentru că, repet, este poarta de intrare în țară și vama cu cel mai mare trafic. De aceea avem condițiile necesare ca aceste lucruri să se rezolve. Vă doresc succes în continuare dumneavoastră și tuturor colegilor dumneavoastră care nu au putut fi prezenți. Și dat fiind faptul că am ținut neapărat și am ținut să fiu prezent la momentul de bilanță al activității dumneavoastră, chiar dacă aveam o activitate deja programată la ora 10, aș vrea să vă rog să mă scuzați ca după ce voi termina cuvântul să mă retrag și să vă las în continuare să dezbateți ceea pentru ceea ce astăzi v-ați întâlnit. Vă doresc încă o dată succes și să dea Dumnezeu să ne întâlnim întotdeauna în momente plăcute, să avem cât mai multe evenimente plăcute și mai puțin negative și să aveți siguranța și speranța că municipalitatea se bazează pe activitatea dumneavoastră, se bazează pe profesionalismul dumneavoastră și avem încredere în tot ceea ce faceți în punctul de frontieră Giurgiu. Succes în continuare și numele bine! Vă mulțumim! Adresăm invitația de a lua cuvântul doamnei Aneta Matei, prefect al județului Giurgiu. Bun venit tuturor! Eu profit de această ocazie și vreau decât să vă felicit pentru activitatea desfășurată de dumneavoastră. Colaborarea instituției prefectului cu Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, cel puțin de când reprezint eu prefectura Giurgiu, a fost impecabilă. Sper să rămână așa în continuare. Vă doresc mult succes în activitatea pe care o desfășurați și din partea instituției prefectului vă asigur în continuare de tot sprijinul. Mulțumesc, mult succes! Adresăm invitația de a lua cuvântul domnului chestor de poliție Adrian Popescu, adjunct al Inspectorului General al Poliției de Frontieră Române. Stimată doamnă prefect, am apucat să salut și pe domnul primar, deci nu mă voi mai adresa dumnealui. Stimați colegi, pentru că dumneavoastră sunteți probabil cei mai importanți din sala aceasta astăzi. Stimați invitați, indiferent că mă adresez structurilor din Ministerul Internei reprezentate la nivelul județului Giurgiu sau colegilor din zona Ministerului Apărării Naționale, sau colegilor din zona sindicală sau organizații profesionale, domnilor comandanți, este, și nu o exagerez absolut deloc, este o deosebită plăcere să fiu astăzi aici, având în vedere că este primul bilanț la care particip din calitatea pe care o dețin de câțiva ani de zile. Timpul a făcut în așa fel încât să nu ne intersectăm până acum în bilanțul de Inspectoratului Teritorial.
Și spun asta gândindu-mă la faptul că a trecut un 2019 în care rezultatele văd că sunt dintre cele mai bune, cel puțin așa cum sunt prezentate sau cum au fost prezentate de către domnul Chiran sau cum le-am văzut în fiecare zi pe harta operativă a Poliției de Frontieră. Și spun asta în ideea că mă bucur și am un motiv în plus să se întâmple acest lucru, pentru că dacă nu mă înșel, mi-am adus eu aportul câteva luni de zile, pe 7 la număr din funcția de Inspector General al Poliției de Frontieră. O să îmi fac datoria și o să adresez tuturor colegilor din Poliția de Frontieră, dar și structurilor cu care am cooperat în anul 2019 la nivelul ITPF Giurgiu, să adresez mulțumirile și felicitările domnului Inspector General, domnul Chestor General de Poliție Ioan Buda, pentru că, într-adevăr, într-o perioadă destul de dificilă și voi argumenta în continuare de ce spun asta, într-adevăr, rezultatele nu le duc în zona remarcabilului, dar le duc în zona, spun eu, a normalității vis-a-vis de, sau în raport cu ceea ce s-a reușit să se facă în ultima vreme în Poliția de Frontieră și mă gândesc aici la segmentul de personal, mă gândesc la segmentul de dotare, mă gândesc la proiecțiile pe care le avem în legătură cu dezvoltările pe tot ceea ce înseamnă sectoarele Poliției de Frontieră din cadrul Inspectoratului. Un cuvânt aparte de mulțumire, pentru că toți sunt la capitolul ăsta și aș vrea să-l închid, cu mulțumirile pe care le voi adresa organizațiilor sindicale reprezentate la nivelul Inspectoratului Teritorial și colegilor din cadrul CNP, pentru că și rolul dumnealor a fost unul esențial pe ceea ce înseamnă respectarea drepturilor personalului. Un rol corect atunci când am fost trași de mânecă la nivelul managementului ITPF sau managementului Inspectoratului General, probabil, omenește vorbind, mai greșit, pentru că nu suntem perfecți. Motiv pentru care mulțumesc încă o dată și îmi doresc ca și în 2020 activitatea de cooperare să se înscrie în aceiași parametri, pentru că este foarte important pentru personalul ITPF-ului și nu numai, mă gândesc la întregul personal al Poliției de Frontieră, să aibă liniștea necesară exercitării atribuțiilor de serviciu, numai gândindu-se la chestiunile care țin de respectarea drepturilor salariale sau program sau diferite alte chestiuni care sunt abordate pe relația cu colegii din GNP și sindicate. Mă voi adresa dumneavoastră cu câteva concluzii personale vis-a-vis de niște puncte pe care țin să le clarific în legătură cu activitatea pe 2019, amintindu-ne aici de niște discuții mai contundente cu domnul Chiran și cu domnul Drăgoș și persoanele care au asigurat conducerea Inspectoratului Teritorial, discuții însă din care s-au născut niște concluzii care ulterior au ajutat pe tot ceea ce înseamnă segment operativ, segment de personal sau partea de logistică. Spunea domnul Chiran de gradul de ocupare la nivelul Inspectoratului Teritorial de 92%. Este încă un pas care s-a făcut la nivelul Inspectoratului Teritorial în intenția de a recupera acea nedreptate care s-a făcut în anul 2000, în anii 2010-2011, când atât Inspectoratul Teritorial Giurgiu, cât și Inspectoratul Teritorial Oradea au pierdut cumulat circa 3000 de posturi. De la o decizie pe care astăzi o vedem cu toții că a fost greșită și mă refer cu cea de să-i spunem relaxare a ceea ce înseamnă procesul de supraveghere și control la frontieră pe două segmente de frontieră catalogate ca frontiere interne
în perspectiva aderării la spațiul Schengen. Și spun că a fost o decizie greșită, deoarece ceea ce s-a întâmplat a dus la slăbirea capacității de intervenție în frontieră, la slăbirea capacității de supraveghere în ansamblu și la o supradimensionare a eforturilor care au trebuit să fie făcute pentru a asigura personalul necesar în punctele de trecere, într-o sau la o frontieră destul de greu încercată din acest punct de vedere. Și când spun asta, mă refer la PTF Giurgiu, mă refer la PTF Calafat, chiar și Bechet, mai rar Zimnicea și mai rar partea de Olpenița și Turnu Măgurel, greșesc. Nu greșesc, am înțeles. O spun din cunoștință de cauză, pentru că în fiecare dimineață la 6:30 văd partea operativă și știu ce se întâmplă în Poliția sa de frontieră. Încercăm să recuperăm și încercăm să remediem ceea ce s-a stricat cu mulți, mulți ani în urmă. Și eu spun că suntem pe drumul cel bun. Deși am parcurs încă o perioadă destul de grea, mă refer la anii 2016-2017, în care pe fondul pensionării foarte multor colegi, paranteză fie spus, opțiunea fiecăruia, deși mă gândesc că în afară de interesele personale, poate este bine să purtăm cu noi și conștiința sloganului pe care îl avem pe mânecă, patrie și onoare, și poate că ar trebui să ne raportăm un pic și din perspectiva conștiinței profesionale la obiectivele inspectoratului și ale armei în ansamblu său. Dar este alegerea fiecăruia și ceea ce spun cu referire la anii 2016 și 2017 este faptul că pe fondul acelor treceri din rezervă și inspectoratul s-a confruntat cu un nou val de pierderi, de data aceasta de oameni cu experiență, de oameni care, urmare a acumulărilor de-a lungul carierei, puteau să dea și aveau ce să dea din expertiza lor pe ceea ce înseamnă activitatea profesională. Aceasta a făcut ca în anii care au urmat până în 2019 inclusiv să recurgem la acea modalitate de pregătire a colegilor în școala de formare de la Oradea, școala de agenți de poliție de frontieră de la Oradea. Acel model surveită cu două promoții într-un singur an și o spun cu referire la tot ceea ce înseamnă poliția de frontieră. ITPF Giurgiu fiind unul dintre beneficiari. Acel sistem subveică ce comportă anumite avantaje, mă refer la cele numerice, din păcate însă în detrimentul perioadei alocate pentru pregătirea profesională. Și sublinia mai devreme domnul inspector șef faptul că există acest obiectiv în portofoliul decizional al conducerii ITPF pentru anul 2020. Nu pot decât să mă bucur, pentru că, într-adevăr, se resimte la nivelul întregii instituții un deficit de pregătire și nu o spun cu reproș la adresa cuiva, referindu-mă, evident, la colegii care au venit din școală, ci o spun cu reproș la adresa tot ceea ce înseamnă sistemul care a fost gândit în legătură cu pregătirea acestor colegi. Pentru că o alocare mai mare de timp pe zona de pregătire în punctele de trecere pe timpul practicii poate ar fi făcut să discutăm în alți parametri despre colegii noștri, care, de altfel, să știți că sunt copii buni și depinde numai de dumneavoastră, domnul inspector șef, și de colegi, să-i integrați în colectiv și să-i face să fie performanți. Pentru că simpla alocare în diferite patrule la frontiera verde sau simpla trimitere în linia întâi de control, fără o pregătire și fără să centralizăm aceste chestiuni și fără să vedem unde greșim și să îndreptăm, nu va duce la rezultate bune. Dar am convingerea că se va regla în anul ăsta și această chestiune, mai ales că vom ieși cu documente suplimentare pe ceea ce înseamnă planificarea procesului de pregătire. Și când spun asta, mă refer de la tot ce înseamnă dispoziția de inspectorului general, cu sublinierea faptului că vom încerca să scoatem și acea concepție pe care ne-o dorim cu toții și care vine să reformeze într-o oarecare măsură noțiunile de supraveghere și control la frontieră,
fiind de altfel un beneficiu și pentru colegii nou veniți în cadrul studiului, pentru că vor pleca de la zero cu anumite noțiuni. Și dacă tot am adus vorba de concepție, este o chestiune pe care, e o paranteză pe care o deschid către colegii mei, șefi de sectoare, pornind de la Călăraș și terminând cu Calafatul. Eu când mă uit așa pe hartă, în partea stângă văd mai puțin operativ rezultatele zilnice, dar, în fine, poate că echilibrăm anul acesta tot ceea ce înseamnă activitățile derulate la nivelul sectorilor. Mă refer, repet, la colegii de la nivelul conducerilor sectorelor, Poliție de Frontieră, de aici, din cadrul ITPF. Probabil că s-a comunicat în cadrul videoconferințelor, că intenționăm să reformăm această activitate de supraveghere și control prin implicarea mai vizibilă, mai accentuată și, spunem noi, cu rezultate mai bune a șefilor de sectoare și a adjuncților șefilor de sectoare în tot ceea ce înseamnă lanțul managerial la nivelul structurilor respective. Și pornind de aici, cu toate celelalte concluzii care decurg din desfășurarea activității, repet, să trecem peste această barieră care a fost la un moment dat adusă în activitatea de zi cu zi prin acceptarea șefului de sector sau adjunctului șefului de sector din procesul de planificare. Mi se pare anormal pe un lanț managerial care include planificare, organizare, control să lipsească o zi pentru că se rupe totul. Mă refeream la partea de pregătire și o să închei spunând că adresez rugămintea conducerii să se concentreze pe acest segment, pentru că din procesul de pregătire rezultă și ceea ce facem în punctele de trecere și, de ce nu, și la frontiera verde. Deciziile pe care le luăm acolo, pornind de la o nepermitere a intrării în țară și până la modalitatea în care efectuez controlul asupra unui mijloc de transport, sau deciziile pe care le iau în frontiera verde, raportându-mă aici la cele mai recente prevederi care aduc niște elemente de noutate în activitatea pe care o desfășurăm în zona de competență, spunem noi, de 30 de kilometri, de la linia de frontieră către interior și la nivel național de parte de migrație. Am spus că închid capitolul de mulțumiri, dar nu voi trece peste un aspect care pentru noi înseamnă foarte mult, pentru noi ca Inspectorat General și în special pentru Inspectoratul Teritorial. Este vorba de o decizie care a fost luată la alte stare, dacă nu mă înșel, și mulțumim doamnei prefect, îi mulțumim domnului primar care s-a deplasat la o altă activitate. Este vorba de o hotărâre care a fost adoptată în legătură cu punctul de trecere a frontierei Giurgiu, cu acea trecere în administrarea graiului a unei suprafețe de teren din perimetrul punctului pentru a se face acele străpungeri în scopul fluidizării traficului de transport marfă, cu beneficii evidente și pe ceea ce înseamnă transportul, pe ceea ce înseamnă trecerea frontierei de către turisme. Un lucru foarte bun, la care am sperat cu toții în ultima vreme și care s-a realizat în cadrul Nebien, până la urmă. Avem în continuare niște restanțe pe TF Giurgiu și când spun asta mă refer la memorandumul care a fost adoptat în 2018 pe segmentul de fluidizare a traficului de persoane și de mărfuri în PTF, în special de la frontiera internă, și vom urmări îndeaproape obiectivul din cadrul memorandumului aprobat la nivelul primului ministru, pentru că unul dintre obiective este și clarificarea regimului juridic al acestor parcele, să le spunem, din perimetrul PTF Giurgiu, astfel încât CNAIR-ul să asfalteze, Poliția de Frontieră să poată să investească prin proiectele pe care le poate accesa în reabilitarea clădirilor pentru crearea unor condiții infinit mai bune pentru colegii din punct și n-ar avea de câștigat decât, sau ar avea de câștigat, pardon, absolut toată lumea care își desfășoară activitatea acolo. Am ascultat cu atenție partea de bilanț în ceea ce privește dotarea și, încă o dată, dacă nu mă felicitați dumneavoastră, mă felicit eu pentru 2019. Este vorba de ajutorul pe care am reușit să-l dăm. Pentru că, să știți că nu a fost un an ușor. Este destul de dificil să te treci peste noapte, că trebuie să bagi mâna într-un coș care nu este tocmai gol, sau, să-i spunem altfel, care nu este tocmai plin, pardon,
sau să spunem altfel, este plin de alocări, dar este gol de credite bugetare, pentru că 2019 așa a fost. Îmi pare rău să, că trebuie să spun asta la modul cel mai deschis, dar o voi face, pentru că s-a primit un buget generos de altfel și ulterior, nu mai domnul Bojei aici pe logistică, am dat dreptate. Ulterior s-a spus, nu cheltuiți banii ăștia decât dacă aveți, dacă primiți credite bugetare. Ok, am primit creditele bugetare în luna septembrie sau octombrie, când știe toată lumea care este angrenat în mecanismul ăsta public că nu mai poți derula o procedură de atribuire a unui contract în două luni de zile pe obiective foarte, foarte importante pentru o persoană juridică. Motiv pentru care, în acest context, spun că a fost un an dificil, dar în același timp un an în care s-au mișcat foarte, foarte multe lucruri. Și nu pot să nu văd faptul că lucrurile au avansat pe reabilitarea pavilionului central din cadrul Inspectoratului Teritorial. Nu pot să nu văd faptul că s-a recepționat, dacă nu mă înșel, sediul SPF Calafat pe reabilitare pe proiecte proiect. Suntem într-un stadiu avansat ca și obiective pentru 2020. Suntem într-un stadiu destul de avansat pe cele două proiecte pe SUERT. Vorbesc de Orla și de Becher. Și discutam chiar mai devreme pe hol, înainte să intrăm aici, de ceea ce intenționăm să facem pe un proiect regional România-Bulgaria. În legătură cu PTF Giurgiu, este o intenție, nu neapărat cu PTF Giurgiu, PTF Giurgiu ca și perimetru, este stă în intenția, sau este în intenția noastră, să mergem împreună cu colegii bulgari într-un proiect care ar avea ca obiectiv construirea unui centru de pregătire, în care să redislocăm și centrul comun de contact pentru a beneficia totuși de condiții civilizate de muncă într-un secol în care totuși pretențiile sunt cu totul și cu totul altele. Avem de asemenea în atenție și eu sper să se realizeze încă din acest an o parte dintre proiectele la care mă voi referi. Avem în atenție la nivel central achiziționarea de echipamente, dintre care vă asigur că mare parte vor veni și către ITPF Giurgiu, știut fiind faptul că ani de zile, plecându-se de la regimul juridic de frontieră internă, IDPF-ul a fost văduvit de unele investiții care se puteau face din fonduri europene. Acum, nu o să spun aici de unde sunt vinovățiile. Vi le-am transmis, ni le-am asumat și încercăm să recuperăm ceea ce s-a pierdut pe exercițiul financiar anterior. Sunt sigur că vom intra așa cum trebuie pe exercițiul financiar 2020-2027, astfel încât să achiziționăm ceea ce ne-am propus în materie de echipamente de detecție, acele HPD-uri care pe noi ne-au ajutat foarte mult în procesul de control, în special la PTF Giurgiu. Avem în atenție și este deja aprobată achiziționarea unor auto speciale de patrulare. De asemenea, proiectele au fost avansate și deja sunt în procedură de atribuire contractele de parte de auto speciale cu termoviziune și de platforme de supraveghere de principiul termoviziunii. Referindu-mă tot la dotare, voi încheia cu faptul că am urmărit pe prezentarea dumneavoastră, domnule inspector șef, partea de disponibil, să-i spunem, din punct de vedere al mobilității terestre și al mobilității fluviale. Aici, discuția comportă mai multe aspecte, pornind de la faptul că, o știm cu toții, s-au mai umflat puțin tabelele de înzestrare, uneori poate în mod nejustificat. Pentru că sunt sigur că procentele le-ați trecut în materie de bilanță raportat la tabela de înzestrare. Tabela de înzestrare reprezintă idealul. Ideal nu o să fim niciodată. Cert este un singur lucru, că, într-adevăr, resimțim la nivelul întregii instituții această nevoie de dotare în continuare. Deși munca de poliție de frontieră nu este una care se face eminamente din mașină, și o știm cu toții cei care suntem, am ajuns la vârsta asta să spunem că suntem vechi în structură. Dar asta e realitatea. Cei care suntem mai vechi în structură știm că munca de poliție de frontieră nu se rezumă strict la patrulare din mașină, dar vom face în așa fel încât și în 2020 să venim cu plus valoare pe ceea ce înseamnă dotarea cu mijloace de mobilitate,
pe ceea ce înseamnă mijloace de mobilitate navală. Și aici avem proiectele cu navele care vor fi luate pentru garda de coastă cu redislocarea unor dintre navele lor către ITPF Giurgiu. Din punct de vedere operativ, lucru care poate ne marchează ce nu poate, în mod cert, ne marchează cel mai mult activitatea de zi cu zi, eu revin și mulțumesc încă o dată conducerii TPF-ului, conducerii sectoarelor, a unor dintre sectoare, pardon, pentru modul în care au știut să se capaciteze și să procedeze la un alt supraveghere și control care a dus la rezultate satisfăcătoare în plan operativ. Nu pot să trec cu vederea rezultatele care au fost înregistrate pe segmentul de migrație și nu pot să nu constat faptul că 2019 a fost anul în care, într-o oarecare măsură, s-a pus stop în mare parte migrației ilegale, pornind de la Calafat, pe Dunăre, în jos încoace. Dacă nu mă înșel, n-am fost foarte atent la trecerile peste Dunăre. Au fost doar 3 față de un 2018 în care ne auzeam răgnit până pe la 2 dimineața. Nu? Cam așa. Și de la 6:30 înapoi. S-a procedat corect. Nu știu dacă este rezultatul, încă nu știu dacă este rezultatul unor acțiuni ale noastre pe segmentul de prevenție sau poate că mișcări care s-au produs pe teritoriul Bulgariei cu privire la rutele de migrație. O să adresez un cuvânt de mulțumire pentru că am văzut pe colegii sau colegul din Bulgaria aici. Să adresez un cuvânt de mulțumire și domnului Giorbagier pentru un 2019 corect din punct de vedere al cooperării, pentru că toate acele cazuri de migrație ilegale care s-au derulat și care au putut fi documentate cu trecere din Bulgaria au fost soluționate în modul cel mai corect cu putință în temeiul acordurilor pe care le avem încheiate. Revin, a fost un 2019 în care activitatea pe linie de migrație a cunoscut o îmbunătățire vizibilă pentru toată lumea și când spun asta mă refer atât la ceea ce înseamnă frontiera pe apă, cât și la ceea ce înseamnă punctele de trecere. Detecțiile care au fost realizate fiind și nu vă exagerez cu absolut nimic și nici nu mi-am propus să vă dau foarte tare, fiind îmbucurătoare pentru Inspectoratul General și pentru societatea în ansamblul său, pentru că la asta ne referim și către societate merg eforturile noastre și pe care o facem în fiecare zi. Aș avea câteva chestiuni de spus pe ceea ce înseamnă traficul în punctele de trecere. Știți foarte bine că au fost perioade, știți infinit mai bine decât mine, că au fost perioade încărcate în care poate că uneori s-a mers la limita suportabilității pe ceea ce înseamnă efortul care a trebuit să fie făcut de către colegii planificați în actul de control, în special în PTF Giurgiu și în PTF Calafat. Vă revine sarcina, domnule inspector șef, să găsiți soluțiile pentru 2020, cel puțin la fel de bune, astfel încât să asigurați un echilibru care trebuie să meargă în zona de corectitudine între PTF-uri raportat la cifrele pe care le înregistrăm pe traficul transfrontalier. Concret, haideți să găsim soluțiile în care să echilibrăm repartizarea colegilor din zona de execuție, astfel încât să minimizăm efortul pe care îl fac cei din Giurgiu și din Calafat, stând cu orele pe artere, în condiții nu foarte prielnice, mă refer atât la cele meteo, cât și la cele de care vin din interacțiunea cu participanții la trafic, care nu întotdeauna este cea mai plăcută din punct de vedere al relaționării. Pentru că, vedeți bine, trăim într-o societate în care interesul personal este dus în, inclusiv în zona asta de interacțiune cu autoritatea și modul jignitoriu care se adresează unui dintre participanții la trafic, evident, ne dezarmează și pe noi în ceea ce avem de făcut și epuizează la un moment dat pe colegul de pe altă. Am atins partea de control și o să revin la ceea ce înseamnă personalul și consecințele
unei lipse de pregătire, să-i spunem noi, sau unui, poate, a lipsei unui control mai aprofundat. Și când spun asta, o să mă uit mai lung la domnul Buga și o să-l rog ca 2020 să fie ceva mai plin din punct de vedere al activităților pe partea de prevenție pe care trebuie să le facem, gândindu-mă aici la o pată, la o pată rușinoasă pe obrazul Poliției de Frontieră. Știți foarte bine la ce mă refer. Mă refer la cei 7 colegi care sunt suspectați de anumite acte și nu este corect ca acest lucru să se repete. Nu este corect ceea ce s-a întâmplat, raportat la un colectiv care produce rezultate. Nu este moral, nici pe departe, legal, nu mai spun absolut nimic, pentru că știți foarte bine cei care mă cunosc și nu folosesc un limbaj de lemn, dar nu vin alte cuvinte, de obicei nu folosesc un limbaj de lemn, dar nu vin alte cuvinte în cap. Toleranța mea față de ceea ce au făcut colegii aia este sub zero, deci dacă poate tinde către minus infinit, ar fi extraordinar. Pentru că locul unor asemenea oameni nu este printre noi. N-au înțeles nimic din viața asta, n-au înțeles nimic din mesajele pe care le-am trimis, pe care le-am transmis foarte de la nivelul Inspectoratului General, cum n-a înțeles nimic nici colegul pe care l-am trimis de la Inspectoratul General în urmă cu niște ani de zile și care anul acesta și-a luat o condamnare, nu? Facă de 6 ani. N-au înțeles absolut nimic. N-au înțeles că suntem aici, suntem plătiți de oamenii din țara asta pentru ca să ne facem treaba în mod onest, în mod corect și dedicat. Cui nu-i convine, nu ține nimeni pe pozițiile astea. Nu cred că am alergat pe unul dintre noi din conducere după cineva din Poliția de Frontieră ca să fie adus cu organul în structură. Nu. Iar de la domnul chestor general în jos, eu repet, toleranța pentru astfel de fapte este zero. Iar colaborarea noastră cu structurile de parchet și cu serviciile care pot documenta astfel de cazuri va fi în continuare ireproșabilă.